Constantin Gane, cele mai frumoase istorii trecute vieți de doamne și domnițe, continuă seria lansărilor din istorie, să spunem în larg. Astăzi, la ora 12, a fost lansat jurnalul Reginei Maria, cred că una dintre cărțile evenimentale acestei toamne editoriale. Și iată că urcăm pe firul apei, în sus, preț de încă niște secole, urcuși prilejuit de volumul lui Gane, trecute vieți de toamne și domnițe. Ajungem astfel în vremea primului descălecat, trecem prin perioada domniilor pământene, ajungem în epoca fanariotă până spre jumătatea secolului al XIX-lea. Cred că cele două cărți, împreună cu multe altele din raftul Humanitas, merită luate, citite împreună. Cum Ce Gane apare pentru prima dată în portofoliul Humanitas, am să încerc să respect un protocol mai mult sau mai puțin scris, și anume să-i fac prezentarea de autor, fișa de autor. Vorbim despre un scriitor născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, 1885, la Botoșani, și care face așadar parte din acea generație care a văzut România întreagă la 1918. E dintre cei care au trăit mai bine de jumătate din frumoasa, lunga, luminoasa domnie a lui Carol I. E un scriitor care pleacă la război, întâi în 1913 îl participă la, se înrolează pe frontul din Bulgaria, face apoi și primul război mondial. Urmează anii din nou luminoși, frumoși, ceea ce numim interbelic, când devine celebru, când cartea lui, pe care o și lansăm astăzi, cunoaște mai multe ediții, când e premiat de Academia Română, când ajunge ambasador la Atena și așa mai departe. Din păcate, ca pentru sute de mii de alți români, din păcate ca pentru milioane de oameni pe lume atunci, tăbărugul comunismului îi frânge și lui destinul. Gane este arestat în 49 și ajunge la Aiud. Din scriitor premiat de Academie și membru al Societății Scriitorilor Români înainte de 44, îl regăsim pe lista pe care, cu ironie neagră, Pandrea o numea Uniunea Scriitorilor de la Aiud. E acolo cu Voiculescu, cu Nichifor Crainic, cu... cu Radu Gil. Acolo îl întâlnește, spre sfârșitul detenției, Ioan Ioanit, cel pe care trebuie că-l știți pentru închisoarea noastră cea de toate zilele. Iar pagina în care Ioanit povestește această întâlnire e de o frumusețe de dincolo de obișnuit. E pur și simplu atâta bucurie în Ioanit când, la fereastra zăbrăluită, reușește cu greu slăbitul Ce Gane să se ridice, Nicu Gane, și exclamă, era chiar el, îmi aduceam aminte limba lui elegantă și cu accente moldovenești. Și mai spune Ioanit ceva, asta de dragul jocului coincidențelor care nu sunt întâmplătoare, că după a doua lui evadare, pe când stătea ascuns în casa Haritonilor, tocmai terminase de recitit trecute vieți de doamne și domnițe. Am simțit că merită din plin autorul pe care îl lansăm astăzi un mic portret înainte să vorbim despre cartea lui. Despre cartea lui aș spune foarte scurt două lucruri. Aș numi două rudiri pe care mi s-a părut mie
că le pot întrezări pe bună dreptate. O primă rudire e cu cronicarii și dintre cronicarii moldoveni pune culce înainte de toate. Sigur că se înrudește cu cronicarii moldoveni și pentru că e născut în Moldova la Botoșani. Ați văzut și Ioanid îi nota inflexiunile moldovenești din altfel foarte eleganta lui limbă vorbire. Dar văd în înrudirea lui cu cronicarii moldoveni și între ei cu Neculce înainte de oricare altul ca justificată, nu geografic, ci stilistic. Asemenea lui Neculce, lui Gane îi place anecdota, îi place istorioara, îi place detaliul. Nu se dă înlături de la a fi ironic, nu se dă înlături de la ceea ce am numit astăzi cancan. Dacă veți citi fișa lui Cantemir sau fișa, e un cuvânt pe care îl folosesc un pic abuziv, paginile din jurul lui Cantemir, paginile din jurul lui Brâncoveanu, dinpreună cu conflictul dintre cei doi, veți avea o dovadă a măestriei de cronicar povestitor cu ironie pentru Gane. Referindu-se la nevoia lui Brâncoveanu de a-și inventa strămoșii ilustri, de exemplu, ajunge să spună și sigur, la urma urmei, evident se înrudea și cu Adam și Eva. Sau când vine vorba despre relațiile domnilor, care uitau destul de repejor de frumusețea și jurămintele făcute soției legitime și alunecau înspre ba o cârciumăriță, ba o pescăreasă și tot așa mai departe. E mult cancan în sensul frumos al cuvântului aici, în sensul că ne reînvie o lume cu toate ale ei. A doua înrudire e o înrudire, de data asta aș spune, venită din spiritul vremii, din spiritul epocii. Și am să îndrăznesc să-l apropii de ceea ce știm cu toții s-a numit școala analelor. Exact în începutul de secol 20, cred că 1922, Fernand Braudel și Marc Bloch veneau și, în mod hotărât și cred fericit pentru noi toți, smulgeau studiul istoriei din chingile studiului aplicat strict asupra faptelor militare, asupra întâmplărilor diplomatice și așa mai departe. Ei au hotărât că istoria trebuie studiată, învățată și în viața ei de zi cu zi, celebra serie Viața de zi cu zi în vremea lui. Cred că și lui Gane îi se potrivește definiția pe care o dă Marc Bloch pentru adevăratul istoric. Spune Marc Bloch că un adevărat istoric e asemenea căpăunului din bast. Unde simte miros de carne de om, știe sigur că acolo își și găsește prada. Ei bine, ce altă pradă mai bună decât vieți de doamne și domnițe? Acum să nu vă faceți iluzia că aceasta este o carte despre doamnele și domnițele din secolele de demult ale Moldovei, ale țării românești. Da, ele sunt cumva în centru. Către ele face Gane o reverență și prin ochii lor recitește istoria. Dar ele sunt niște doamne și domnițe care trăiesc într-o lume de domni și domnișori. Domnișori, să știți că e un cuvânt al lui Gane, nu e o impertinență din partea mea. M-am întrebat, citind cartea și știindu-i povestea vieții autorului, m-am întrebat dacă în cei peste 10 ani de aiut i-a slujit cumva faptul că știa atât de bine atâtea istorii despre atâtea doamne și domnițe. Mi l-am închipuit în universitatea aceea care devenise temnița comunistă în acei ani, mi l-am închipuit retrăind și făcându-i și pe cei din jur să se bucure de câte știa. Și m-am mai întrebat un lucru. M-am întrebat dacă oare, făcând un scenariu, dacă ar fi putut el să dea o nouă ediție a cărții lui,
m-am întrebat dacă și-ar mai fi decupat, dacă ar mai fi revenit asupra celor jumătăți de frază, jumătăți de rând, în care, la 1930, când publică el ediția, are o mândrie a omului secolului 20, care s-a despărțit de cruzime, care a crezut că odată cu primul război mondial s-a încheiat cu vărsarea de sânge. Și am să vă citesc foarte scurt doar un fragment care m-a împins înspre această întrebare, dacă oare ar fi restrâns. Despre doamna Chiajna. Ia apărarea și spune că legenda a făcut-o o rea, ea nefiind o femeie rea. A fost omul unor vremi când viața omenească era desconsiderată, când curgea prin șanțurile străzilor sângele omenesc, fără ca nimeni aproape să-l bage în seamă. Asta scria înainte ca el însuși să devină victimă a tăvălugului istoriei, să-și sfârșească viața la 77 de ani în pușcăria de la Aiud. Da, sângele nu mai curgea în văzul lumii, pe stradă, nu mai șiroia în văzul tuturor. Avuseseră grijă să facă în așa fel încât să șiroiască doar între zidurile pușcăriilor. Vă mulțumesc!